Înainte de vârful 5 al vârful valului 5 al pandemiei, în România încă mai există profesori care refuză să se vaccineze. Numai în Dolj, de exemplu, sunt 5 unități de învățământ cu o rată de vaccinare zero. Iar cei mai mulți dintre profesori nu au de gând să se vaccineze în viitorul apropiat. Reprezentanții inspectoratului ridică neputincioși din numeri. Nimeni nu-i poate obliga. Joi, 13 ianuarie, puțin înainte de ora prânzului, copiii de la grădinița Pruneț din localitatea Bratoveiești erau la ore. În localitate este o singură grupă, iar grădinița are numai 2 angajați, educatoarea și femeia de serviciu. Niciuna nu este însă vaccinată și nici nu au de gând. Eu sunt liberă să decid asupra sănătății mele și am considerat că această decizie mi-aparține personal și nu trebuie să-mi impună nimeni nimic. Și voi continua să am aceeași decizie, sunt fermă și trecerea la nivelul învățământului online mi se pare corectă. Doamna din imagine a venit să-și ia nepotul de la grădiniță. Nu e deranjată că angajații nu au vaccinul anticovid. Vă temeți pentru cel mic? Pentru că nu e, e al cumnată mea, nu e al meu personal. Da. Părinții însă au altă părere. Mai bine aș fi la grădiniță, că vă dați seama, aici învață mai multe, pe online ce știu ei. Noi l-avem, da. Fiecare om face ce vrea. Adică... Bine și pentru sănătatea copiilor noștri, practic. Exact. Și este mai bine ca cel mic să stea acasă decât să vină la grădiniță? Nu, logic, trebuie să vină la grădiniță. Câțiva kilometri mai departe, la școala gimnazială Rudari din localitatea Fratoștița, poarta de la intrare este închisă cu cheia, iar înăuntru nu este nici măcar paznicul. Că despre profesori sau elevi nu poate fi vorba. Ați văzut că au început copiii după vacanță? Au mai venit vreo zi aici? Am văzut mașinile, cred că profesori. De ieri. Nu știți de ce este închis? Nu știu. Astăzi este închis? Da. Astăzi și mâine. E liber. Păi de ce? Nu știu. Luni, 17 ianuarie, începe semestrul al doilea, iar copiii de aici au primit o mini-vacanță, bonus din partea profesorilor. Este, trebuie să fie muncitor să vină, să, cred că este aproape pe acolo, pe undeva. Probabil că dacă n-au ajuns copiii, o fi închis, o fi ieșit până undeva. Păi... Trebuie să apară la dumneavoastră. Copiii de ce nu au venit astăzi la școală? Cred că n-au mai venit, că ieri s-au încheiat mediile. În rapoartele inspectoratului școlar, nici la această școală nu este niciun angajat vaccinat împotriva COVID-19. Nu poate nimeni să-i oblige, n-ai, din păcate, sau nu știu dacă să zic din păcate sau din fericire. Decizii de genul ăsta nu pot fi luate la nivelul inspectoratului școlar sau conducerilor unităților de învățământ. Este dreptul fiecăruia. La nivelul județului Dolj există 5 unități de învățământ în care niciun profesor nu este vaccinat. În cazul în care incidența ar depăși 3 la 1000 de locuitori, toți copiii de acolo vor trece obligatoriu în online. PSD și PNL.